Cernusa. Cernudro. Salut tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi eu sunt împreună cu Alex, pe care de abia l-am convins să apară în fața camerei și o să facem un clip super halloweenian horror pentru voi, în care o să vă arătăm cum scobim noi dovlecii. Alex, nu mai sperie oamenii la cameră. Primul lucru pe care o să-l facem o să fie să curățăm toți dovlecii, pentru că sunt absolut frigoși. După care o să trecem efectiv la partea interesantă cu scobite. Hai, Alex, ia un burete și scoală. Îmi amintesc că prima oară când l-am chemat pe Alex la mine acasă, eram împreună de o săptămână, cred, sau mai puțin. Noi suntem împreună din octombrie, chiar puțin timp înaintea Halloween-ului. Și l-am chemat pentru prima dată la mine acasă, spunându-i să vină să scobim dovleci. Și el, nu știu, sincer, Alex, nu știu ce speranțe vei tu în seara aia, dar Alex venise îmbrăcat cu cămașă, cu sacou, super elegant. Și când l-am văzut, i-am zis că știi că ne-am întâlnit să scobim dovleci, nu? Și până la urmă nimic nu s-a întâmplat, evident, romantic, cum credea el. Așa că ne-am dus în bucătărie, unde era toată familia mea, a venit și mama să-l cunoască și am scobit dovleci așa cum era planul. Iar acum, 4 ani mai târziu, facem din nou asta. Pentru început o să trasăm o linie circulară undeva pe la mijlocul, puțin mai sus de mijlocul dovleacului. Băgăm cuțitul. Băgăm cuțitul și ușor, ușor urmăm linia neagră pe care am făcut-o, dar fără să facem gaură în dovleac. Pasul următor, vom da la o parte pielea dovleacului. Vom da la o parte coaja dovleacului, dar fără să facem din nou gaură în dovleac. După cum se vede, i-am dat jos coaja de pe partea superioară. Și ceea ce urmează să facem este un creier. Cu ajutorul unui cuțit foarte ascuțit, vom face o linie mediană. Să facem care-i fața? Asta-i fața, nu? Păi nu știu care vrei să fie fața asta. Nu spune că asta-i fața, că asta-i așa mai clar. Dar, ok, bine, să spunem că asta este fața. Deci vom face o linie mediană, o linie mediană anterior și o linie tot pe mijloc posterior. De ce râzi? Nu credeai medicină? Nu. Nu. Hai, să zicem la treabă. Și am făcut linia de unde se vede. După care, cu ajutorul unui pix care mai merge, trebuie să întărim. Acum, partea și mai interesantă, vom crea niște modele care ar trebui să semene cu un creier. Crezi că ne descurcăm, Alex? Trebuie să aveți grijă ca șanțurile să fie foarte adânci. Nu neapărat adânci, ci late. Ok, acum chiar am terminat. Prima parte. În continuare, vom desena ochii și gura și o să vedeți imediat ce se va întâmpla. Așa este desenul nostru, nu foarte artistic. Și urmează acum să începem scobirea. Să facem găurile în ochi și în gură.
spate. Ok, cam ăsta este rezultatul momentan în acest stadiu al dobleacul. Și ceea ce o să facem în continuare o să fie o gaură aici la spate pentru a-i scoate tot conținutul din interior. Și după îl spălăm puțin și o să fie gata. Așa a ieșit primul dobleac pe care l-am făcut. Și pe acela ce îți bagi mâna în gaură lui posterior. Da, pe aici o să introducem, prin această gaură o să introducem lumânarea și o să vedeți că o să lumineze foarte fain creierul ăsta, dar o să vedeți mai multe la noapte. Vă place? Continuare la cel de-al doilea design. Tu ce stai, Alex, mă sperii. Așa. Și vom avea nevoie, evident, de un nou dobleac. Dar de data aceasta o să facem un model ceva mai rapid, mai simplu, dar cu o idee originală. O să ajungem imediat la ideea originală. Mai întâi vom tăia de data aceasta până în adâncuri partea superioară, după care vom începe să scoatem tot conținutul. Ești pregătit, Alex? Da. Gata. Ok, hai să scopim. Ok, am scos tot conținutul, după cum vedeți este gol și urmează să-i facem desenul pentru față. La ochi o să facem un model mai interesant ca o spirală. Am desenat. Așa a ieșit. Nu prea se vede. Ok. Continuăm, deci eu scot gura. Scot gura. Bun. Tu din asta o să faci dinți. Din asta voi face dinți. Adică, pentru început voi da la o parte coaja. Și apoi, din conținut, din ce rămâne, voi face voi decupa, mă rog, decupa, voi tăia niște dinți și o să vedeți cum îi atașăm. Am dat la o parte coaja și acum voi face din acest conținut dinți. Și acum, punctul culminant, vom fixa dinții cu scobitori! Rupem scobitoarea în două. De ce? Ca să fie mică. Introducem jumătate scobitoare în dinte și dintele îl introducem în gură. Am terminat și cu cel de-al doilea dobleac. Cam așa a ieșit rezultatul final. Arată parcă... Vreau să spun că arată de parcă e beată, dar cred că ne-am îmbătat noi între timp. Ce nou? Ce nou, bro. Hai că nu mai avem baterie. Spuneam că arată de parcă este beat. Dar este super drăguț. Îți place? Da.
nebun la prima dăruță. Sper că v-a plăcut propunerea noastră pentru scopitul dovlecilor de Halloween. În fiecare an încercăm să găsim noi modele, iar anul acesta am văzut varianta aceasta cu creierul și asta cu dinții și chiar mi-a plăcut foarte mult, așa că am decis să le încercăm și noi. Și dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să vă abonați și să-i dați un like pentru că mă încurajează foarte, foarte mult. Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa!